Premier în Statele Unite, Donald Trump a devenit primul președinte american condamnat pentru o infracțiune. Republicanul a fost declarat vinovat într-un proces istoric. Jurații au constatat că acesta a falsificat documente contabile pentru a ascunde plăți ilegale către o actriță de filme pentru adulți. Fostul președinte nu își recunoaște vina și spune că procesul a fost trucat de administrația Biden în mijlocul campaniei pentru prezidențiale. Donald Trump a fost declarat vinovat de falsificarea registrelor de afaceri pentru a ascunde o plată de $130.000 în schimbul tăcerii fostei actrițe de filme pentru adulți Stormy Daniels, pentru a evita un scandal sexual la finele campaniei pentru prezidențialele din 2016. Jurații care au deliberat timp de două zile l-au declarat vinovat de toate cele 34 de acuzații care au fost aduse. Fostul președinte a calificat procesul drept o rușine și un proces măsluit. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace. La rândul său, Joe Biden a declarat că singura modalitate de a-l ține departe de biroul oval pe rivalul său republican este votul din toamnă. Trump este așteptat să atace decizia juriului și rămâne deocamdată în libertate, iar pedapsa urmează să fie anunțată de judecător pe 11 iulie. Teoretic, magnatul riscă o pedapsă de până la 4 ani de închisoare sau amendă penală. Unii experți spun însă că șansele ca acesta să primească o pedapsă cu încarcerare sunt mici. Mai mult, o condamnare penală definitivă nu ar invalida în niciun caz candidatura sa la alegerile prezidențiale din acest an și cel mai probabil nici nu ar veni înainte de data scrutinului, scrie presa străină. Donald Trump încearcă să se întoarcă la Casa Albă și să-și ia revanșa în fața lui Joe Biden, președintele democrat care l-a învins în cursa din 2020. Alegerile vor avea loc pe 5 noiembrie.